Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 48-a ediție Analizelor Economice. Astăzi, de fapt, nici nu vom discuta, cât doar vom face o introducere într-o temă care va fi discutată pe larg joia viitoare pe platforma Agenției Naționale de Business. Vreau, în primul rând, să vă reamintesc că această analiză economică este un produs comun, IDIS Viitorul, privesc eu, ne puteți privi pe toate paginile, inclusiv și pagina mea, ioniță.md, unde la rubrica Analize Economice puteți vedea toate celelalte ediții precedente. Astăzi vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Boris Gherasim, care este președintele Asociației Drumarilor Antreprenori din Republica Moldova, care mi-a sugerat să abordăm subiectul dat, iar mai mult vom vorbi joia viitoare. Despre ce vreau să vorbesc? Despre infrastructura rutieră sau despre drumurile noastre din Republica Moldova. Nu voi spune foarte multe decât vreau să mă opresc asupra impactului lipsei sau drumurilor deteriorate la care suntem noi, cât ne costă pe noi când nu plătim pentru drumuri și ce trebuie de făcut. Toate detaliile, inclusiv lucruri extrem de interesante, care cred că o să vă placă mult, vor fi prezentate joia viitoare. Încă o dată repet, Agenda Națională de Business este o platformă lansată de IDIS Viitorul încă în 2006, unde discutăm cu mediul de afaceri cele mai importante probleme și nu atât le discutăm cât venim cu o voce comună sau voce business-ului în relațiile cu autoritățile. Iar până atunci, haideți să vedem ce se întâmplă în Republica Moldova cu drumurile noastre și după cum am spus, astăzi nu am vrut absolut deloc să vorbesc despre banii pe care îi dăm, volumul de bani care îi dăm, dar am vrut să văd și anume vreau să discutăm sub aspectul impactul sau cât ne costă pe noi faptul că nu avem drumuri. Fiecare de voi care ați fost undeva peste hotară știți ce înseamnă să mergeți pe drumurile noastre, știți ce înseamnă să mergi pe un drum de țară, știți ce înseamnă primăvara să mergi și de fapt nu să mergi, dar să mergi și șerpuiești pe gropile noastre. Toate lucrurile acestea pot fi măsurate, toate lucrurile acestea au un cost și astăzi cred că veți auzi pentru prima dată unii anumite cifre cât noi plătim pentru benzina în plus cheltuită, pentru piesele reparate, pastilele de nervi care trebuie să le luăm după ce lovim cu roata într-o gaură din drum și după aceasta trebuie să-ți miești să-ți cumperi roata nouă din simplu motiv că s-a tăiat în gaură, nici nu vorbesc. Haideți să ne uităm. Primul indicator de la care vreau să pornesc este evoluția stării drumurilor naționale. Este un indicator pe care ne-a ajutat pe noi partenerii noștri, din câte înțeleg eu, dar joia viitoare vă să avea toate detalii, Banca Mondială, atunci când trebuia să începem strategia noastră. De ce am ajuns cu domnul Gherasim la această discuție? Deoarece eu sunt ferm convins și de multe ori am spus-o, din 10 de strategii care le-a avut Moldova, am ajuns până la ceea că am aprobat un registru strategiilor, că deja nici nu mai știam câte avem noi. În opinia mea, noi am reușit să realizăm doar o singură strategie, cea în domeniul drumurilor. Și tot am realizat-o primii câțiva ani de zile. Din ce cauză? Că a fost un angajament ferm al nostru, că vrem să reabilităm drumurile. Aici ne-a ajutat Statele Unite, care a spus că am dorit ca voi să aveți drumuri normale, că o țară nu se poate dezvolta dacă nu are drumuri. Ne-a ajutat Banca Mondială, care a venit cu toată expertiza necesară, a fost alături de noi Bierdu, a fost alături de noi Banca Europeană de Investiții. Noi am dat bani din buget și în felul acesta noi într-adevăr, câțiva ani de zile am reușit să reabilităm drumurile. Dar pentru a face drumurile, a trebuit în primul rând să vedem care este starea drumurilor. Puteți găsi datele la autoritatea, administrația de stat a drumurilor, toate datele detaliate, dar eu am luat, am grupat în două categorii. Drumurile care sunt în stare bună și foarte bună, drumurile care sunt în stare proastă și foarte proastă. Și dacă vă uitați atent, în anul 2009, la noi 60% din toate drumurile naționale, vorbim despre drumurile naționale, dacă ne ducem la drumurile locale, începem a plânge toată lumea și cred că terminăm discuția. Drumurile noastre naționale, 60% erau într-o stare proastă sau foarte proastă, iar în stare bună și foarte bună, doar 10%. Când spunem de drumurile într-o stare foarte proastă, nu glumesc, noi am avut drumuri naționale care s-au transformat în câmp de semănat păpușoiu. Deci atât de tare s-au distrus, la modul propriu vorbesc, la noi avem 10 de kilometri de drumuri care pur și simplu au dispărut, din simplu motiv că niciodată nu s-au făcut nimic cu ele și acolo puteai să mergi cu plugul, să ameni înapoi porumb sau altceva ce îți place să ia. Deci noi vorbim de drumurile care practic erau nepracticabile. Am avut odată nefericită ocazie să mă deplasez la Cimișlia spre Căinari. Am zis că dacă ajung la capăt,
îi mulțumesc lui Dumnezeu. Deci credeam că nu mai ajung odată. Altă dată am avut tot așa o nefericită ocazie să mă deplasez la Glodieni. Cineva îmi spunea să fac în conjur 100 ceva de kilometri pe bălți ca să ajung la Costești. Eu zic, pentru ce să merg eu 100 ceva de kilometri dacă este drum direct Glodieni-Costești? După aceasta am înțeles de ce oamenii locului se uitau la mine straniu că vreau să merg pe acel drum. Nu, să nu sunt super cei de la Glodieni, vorbim de foarte multe drumuri într-o stare foarte proastă. Uitați-vă atent că din 2009 până în 2013, de fapt asta a fost perioada de aur a drumurilor din Republica Moldova și este cauzată de două motive de bază. Am zis că joia viitoare vom vorbi, dar aici voi spune foarte pe scurt. Deci în această perioadă s-au întâmplat două fenomene. Prima, noi am primit suport internațional pentru a construi drumuri, 1, și 2, cel mai important, noi am început a da bani pentru întreținerea drumurilor. Drumurile au două componente, întreținerea lor și construcția de drumuri. Ce înseamnă întreținerea? Dumneavoastră dimineața, dacă nu mâncați, nu lucrați. Deci drumul este necesar de întreținut, exact așa cum întreții dacă are cineva vietăți la casă, cum fiecare om trebuie să mănânce, trebuie să farmă. Deci drumul are nevoie de cheltuieli anual de întreținere. El trebuie să fie cel puțin 1% din produs intern brut, ceea ce ar însemna la ziua de astăzi, doar pentru întreținere, cel puțin 2,4 miliarde de lei. În acest an noi trebuie să doar pentru ca să întreținem drumul, să acoperim plombele, să ne uităm acolo ca să nu fie nimic rău. Și urmă trebuie să mai dăm încă 2 miliarde de lei pentru construcția de drumuri. Și noi am fost doar o perioadă scurtă din istoria noastră, din 2010 practic, până în 2013 și 14 parțial, când pe de o parte noi am alocat bani pentru întreținere, iar pe de altă parte am primit bani pentru construcția de drumuri. Drept rezultat, în anul 2013, noi am ajuns să avem 41% de drumuri bune și foarte bune și 21% de drumuri într-o stare deplorabilă. Practic, toate drumurile naționale care erau într-o stare proastă, noi am reușit să reabilităm. Amintiți-vă doar drumul Chișinău-Bălți, care era imposibil de mers, era nepracticabil, podul care a stat 10 de ani de zile acolo și nu a fost funcțional, cum a fost reabilitată numai în această perioadă. După 2013, sau mai degrabă, după 2014, din ce cauză, știți, jaful, miliardul, blocarea finanțelor, tăierea banilor la drum, joia viitoare vom discuta foarte mult la acest aspect, ce s-a întâmplat? La noi drumurile bune au scăzut de la 41% la 30%, iar drumurile rele și foarte rele au ajuns la 47%. Deci nu 60% cum a fost, dar încet, încet ne apropiem. Deci eu toate lucrurile acestea le-am spus. Cred că și dumneavoastră vă dați seama, drumurile proaste este un impediment enorm în dezvoltarea noastră. Atunci când partenerii vor să ne ajute și au venit, aici vă repeta o dată ce am spus de sute de ori, când a venit programul provocărilor mileniu, a spus, dragi moldoveni, Guvernul Statelor Unite, poporul american a spus, noi am vrea să vă ajutăm, dar n-are sens să vă dăm așa pur și simplu bani. La voi problema dezvoltare să are două elemente cheie. Nu aveți drumuri și nu vă puteți deplasa normal. De ce? Noi vă ajutăm pe drumuri și ce fel de țară care se află între două râuri și are secetă odată la 2 ani de zile. Trebuie să aveți un sistem de irigare. Vă dăm pentru irigare. Cu irigarea nu discut, mă opresc la drumuri. Deci noi, dacă nu avem drumuri, tu ai un impediment de dezvoltare. În ce constă acest impediment? Sunt calcule făcute de alte instituții care spun foarte clar, atunci când un drum este într-o stare foarte proastă, costurile tale directe de a te deplasa pe acest drum cresc cu 32%. Ce înseamnă lucrul acesta? Dumneavoastră, în loc să cheltuiți un litru de benzină, cheltuiți, de fapt, în loc de 3 litri de benzină, cheltuiți 4 litri de benzină, deci la fiecare 3 litri îți mai dau un litru de benzină, și în loc să reparați mașina cu 1000 de lei, va trebui să o reparați cu 1300 de lei. Deci costurile dumneavoastră cresc enorm și costurile de plasare cresc. Aici n-am vrut să utilizez, dar domnul Gheras mi-a spus, pot să spun lucrul acesta, că eu m-am oprit astăzi doar pe persoanele fizice. De el îmi spune, imaginați-vă că un autocamion în Republica Moldova, din cauza drumurilor, într-o stare deplorabilă, să ne deplasează timp de o an de zile 60.000 de kilometri, în condiția când pe drumurile bune din Europa, o mașină mare se deplasează 150.000 de kilometri. Deci un șofer în Moldova face 60.000 de kilometri pe an, mai mult el pur și simplu nu poate, așa sunt drumurile noastre, iar în Europa face 160.000. Pe urmă ia mașinile de acolo,
performanța lor, cât de mari tonajul lor care l-au, e Republica Moldova și obții că productivitatea muncii a unui șofer în Republica Moldova este de 6 ori mai mică decât în Europa. Acum vă mirați din ce cauză șoferii din Moldova făcut în Europa. Din simplu motiv că așa nu poate lucra. Fizic nu poate merge pe drum. Dar asta m-am oprit doar cu șoferii. Dar astăzi vă spun că vreau să mă opresc doar la persoanele fizice. Deci cheltuielile directe anuale ale Republicii Moldova în 2021 noi le estimăm la 4,4 miliarde de lei. Deci noi, din cauza că nu avem drumuri bune, din cauza că nu dăm bani la drumuri, anul trecut a trebuit să cheltuim suplimentar pentru benzină, piesele reparate, mașinile care staționează și tot ce înseamnă dizordinea noastră, 4,4 miliarde lei. Deci în loc să dăm la drumuri 4 miliarde lei, noi am dat la benzină și piese reparate 4,4 miliarde lei. După cum am spus, aceasta sunt cheltuielile directe pe care noi le simțim. Dar vreau să mă opresc la un aspect la care joia viitoare sigur nu vom vorbi. Care este impactul asupra noastră? Știți cum vă deplasați dumneavoastră? Cred că o simțiți, mai ales când mergeți încet șorpi în anumite găuri. Nu vreau să vorbesc despre faptul că noi nu construim drumuri. Subiectul ăsta nici n-al discut. Noi în municipiul Chișinău, în prezent, avem aproape același număr de drumuri care l-am avut 50 de ani în urmă. Noi în Republica Moldova, 50 de ani în urmă, aveam 15.000 de mașini, iar acum avem 700.000 de mașini și atunci aveam 7.000 de kilometri de drumuri și acum avem 9.000 de kilometri de drumuri. Noi, practic, n-am schimbat numărul de drumuri, iar numărul de mașini a crescut la 15.000 la 70.000. Despre faptul că nu avem drumuri și avem ambuteiaje, astăzi nici nu vreau să discut. Vreau să mă opresc ca un singur fapt. Cât ne costă pe noi găurile de pe drumuri? Cât plătesc eu? Deci prima sumă ați înțeles, 4,4 miliarde de lei, dintre care cea mai mare parte aici este, sunt persoanele fizice, că el este nevoie să plătească pe benzină și pe reparația mașinilor, persoane juridice ceva mai mic, puțin din simplu motiv că la noi practic nu avem economie și nu funcționează nimic. Pentru ca să pot face calculul persoane fizice, am luat o cifră simplă. Nu am acces la date, am înțeles colegii îmi vor prezenta. Eu am luat, eu sunt o persoană care fac toată analiza și am luat care este viteza mea medie de parcurs timp de o an de zile. Dacă vă uitați pe grafic, asta e viteza care o vedeți în spate, este viteza domnului Ioniță. Deci eu în luna aprilie în acest an, viteza mea medie de parcurs pe toată această lună, avem doar 8 zile, este de 13,7 km. În luna ianuarie a fost de 38 de km și vă explic din ce cauză. În lunile în care am ieșit în afara Chișinăului, viteza este mai mare deoarece am mers în Ucraina. Am fost, atunci când m-am deplasat în afara Chișinăului, viteza este mai mare. Când mă deplasez în Chișinău, viteza medie, deja am calculat-o, este aproximativ 12 km. Asta deja este altă problemă, nu ține de calitatea drumului, ține de ambuteiaj. Din acest motiv, la mine, că eu foarte mult mă deplasez pe municipiul Chișinău, viteza medie de deplasare este de 25 de km, viteza medie anuală. Am considerat că majoritatea oamenilor nu sunt din Chișinău, sunt din alte localități din Republica Moldova, plus nu toți au comportamentul ca mine, nu folosesc atât de intens mașina în oraș, dar mai mult o folosesc atunci când merg la rude, la prieteni, în afara Chișinăului. Deci am considerat în toate calculele mele că ar fi corect să iau viteza mea de deplasare 30 de km. Domnul Gherasim mi-a confirmat că aceasta este viteza corectă care trebuie să o utilizez. Eu mă deplasez cu 25 de km, dar din câte am înțeles, eu sunt o persoană puțin mai altfel decât majoritatea. Aici vedeți graficul. Apropo, fiecare de voi, vă puteți face acest grafic, nu este o mare problemă. Ce avem în rezultat? În Moldova, din cauza că drumuri sunt într-o situație foarte proastă, viteza noastră medie de deplasare este cu mult mai mică decât ar trebui să fie. Ce obținem în rezultat? Dacă o mașină în mediu parcurge 20.000 de kilometri pe an, ceea ce pentru un șofer eu parcurg mult mai mult, dar pentru un șofer în mediu este normal, 20.000 de kilometri pe an, și noi ne deplasăm cu viteza de 30 de kilometri pe oră, atunci eu ca șofer în anul 2021 stau în plus în mașină 83 de ore pe an. Uitați-vă, am avut în anul 2009 102 ore pe an, din cauza că am îmbunătățit calitatea drumurilor. În 2013 am ajuns la 53 de ore pe an. Fiți atenți, stau în plus decât ar trebui să stau, 53 de ore pe an, iar acum ne apropiem înapoi de cifra maximă, 83 de ore pe an. Deci, pe lângă cheltuielile directe pe care le am eu cu benzina și cu reparația pieselor, eu mai am și pierderea de timp, că în loc să mă deplasesc pe drum, eu trebuie să ocolesc găurile și trebuie să merg cu viteză redusă. Deci acest lucru, 83 de ore pe an, ce înseamnă lucrul acesta? Cât mă costă pe mine? Cât mă costă pe mine de a sta pe drumuri în loc să stau la lucru sau în loc să fiu undeva să lucrez ceva?
Și am considerat că în mediul într-un autoturism se deplasează două persoane. Eu cu soția, deci două persoane, sunt și mai multe, dar am luat în mediul două persoane. Plus, am considerat că cei care au autoturism sunt mai bogați decât celălalt populație, deci am considerat că cei cu autoturisme sunt 40% din populație care au venituri mai mari decât celălalt 60%. Și atunci salariul mediu la ăștia 40% este cu tot cu 40%, de fapt aproape cu 50%, mai mari decât salariul mediu pe economie. Deci eu am câte ore pe an le stau o mașină. Și nu stau numai eu, dar și soția mea lângă mine alături, sau soțul lângă mine, plus am exact cât este salariul mediu în Republica Moldova și obținem foarte clar. În anul 2022, familia mea va pierde sau va rata 13.000 de lei doar din simplu motiv că drumurile în Republica Moldova nu sunt bune. Deci drumurile au un impact direct asupra noastră. La acestea 13.000 de lei, 13,3 de lei, vă rog, vă aduceți aminte primul grafic cu cele pierderi de 4 miliarde și jumătate, mai adăugați încă 6.500 de lei, cam asta este suma, în total avem 20.000 de lei, care sunt cheltuieli directe, 6.500 de lei sunt cheltuielile mele directe, cauzate de benzină și piese reparate, în plus, în fiecare an 6.500 de lei, și asta vorbesc la o deplasare mediu. Dacă vă deplasați de două ori mai mult, evident, înmulțiți de două ori. Și doi, 13,3.000 de lei, ratările mele de venituri, eu aș fi putut lucra undeva și aș fi câștigat bani, dar în locul acesta, eu am stat 80 de ore în mașină, în loc să lucrez 80 de ore, și soția mea a stat 80 de ore în mașină, în loc să lucrez 80 de ore. Deci asta este costurile pe care noi le suportăm datorită drumurilor proaste pe care are Republica Moldova. Dacă vă uitați atent, până în anul 2013, costul unei familii cu drumuri în 2013 s-a redus la 3.000 de lei. Din ce cauză? Că noi am îmbunătățit puțin drumurile și chiar dacă salariul a crescut și în mod normal o oră de-a mea de muncă era cu mult mai scumpă, dar din cauza drumurilor mai bune, eu am pierdut mai puțin. După 2014 s-au întâmplat câteva fenomene. Pe de o parte, într-adevăr, veniturile noastre au crescut și fiecare oră pierdută, aiurea, voi folosi acest cuvânt, pentru noi însemna cu mult mai mult, iar pe de altă parte drumurile s-au deteriorat. Ce avem în rezultat? Avem 13,3 de lei pentru fiecare familie. În Republica Moldova, în prezent, avem 700.000 de mașini. Am considerat că n-ar fi corect să utilizez 700.000 de mașini, din ce cauză? Că noi avem undeva 250.000 de mașini fantomă. Ce înseamnă lucrul acesta? Ele sunt, dar în realitate nu sunt. Real, pe drumurile Republicii Moldova se deplasează în prezent circa 470.000 de autoturisme. De unde eu știu lucrul acesta? Foarte simplu. CNPF-ul, Comisia Națională a Piețelor Financiare, ne raportează câte mașini au asigurări obligatoriu RCA în această perioadă de timp. Fără asigurare obligatoriu, tu nu poți avea revizie tehnică. Fără revizie tehnică, tu nu ai dreptul să te deplasezi la drum. Mai sunt 2-3 care se deplasează fără revizie tehnică, fără asigurare, prinde poliția, le pune amendă, dar în mare măsură, noi din 700.000 de mașini, la drum avem undeva 480.000 de autoturisme. În anul 2022, populația Republicii Moldova, posesorii de autoturisme, stau în mașină, în loc să stai la locul de muncă sau să stai undeva, în volum de ratări de 6,5 miliarde de lei. Deci noi 4,5 miliarde de lei cheltuim, îi scoatem din buzunare acești bani și îi cheltuim pentru benzină și reparația pieselor, iar 6,5 miliarde de lei, loc să vină acești bani în buzunarul nostru, ei nu vin niciodată din simplu motiv că eu loc să aflu la locul de muncă, eu stau în mașină. Deci astea sunt pierderile care le suportăm noi. Am zis că nu vă vorbi astăzi despre cât plătim noi, dar totuși am să vorbesc. Țineți minte, în 2022 cetățenii Republicii Moldova plătesc 6.500 de lei, fiecare familie plătește 6.500 de lei pentru benzină și piesă în plus și plătește, pierde 13.500 de lei datorită faptului că stă în mașină pe drumurile proaste. În total 20.000 de lei. Și am zis, dar ia să compar care este povara fiscală pentru un cetățean de Republica Moldova. Am luat o familie care are o autoturism cu o capacitate cilindrică de 2.000 de centimetri cubi, ne-am luat foarte mare, nici foarte mică, 2.000 de centimetri cubi,
consumă 9 litri la 100 de kilometri, deci nu este o mașină foarte performantă, și parcurge 20.000 de kilometri anual. S-a de calculat pentru orice. Eu am luat această o mașină mediu. În anul 2022, această familie, care are autoturism, va plăti toate impozitele 18.000 de lei. Dintre care 7.500 de lei va fi TVA, 5.500 de lei va fi accizul care va merge la reparația drumului, și aici pentru plătesc eu, vor mai fi 4.000 de lei care în loc să meargă la reparația drumurilor, îi vom duce în bugetul de stat ca să-i mâncăm, și va fi 1.200 de lei pe care voi veți plăti pentru primăria voastră, care cu banii aceștia va putea repara drumul. Apropo, când vă duceți, faceți achitarea taxe rutiere, foarte atent acolo specificați raionul și localitatea unde sunteți dumneavoastră, deoarece dacă veți specifica, banii se vor duce exact în localitatea voastră și veți ști că taxa rutieră în acest an, 100% din taxa rutieră, merge în primăria voastră. Ați plătit 1.200 de lei? 1.200 de lei primarul va avea bani ca să poată repara drumul din localitatea voastră. În total, noi plătim anual 18.300 de lei șoferii de mașini plătești, dintre care 11.500 de lei merg în bugetul de stat ca să-i cheltuim, eu nu știu, pentru și acolo, pentru ce vrea bugetul de stat, și 6.700 de lei merg pentru drumuri. Deci eu în fiecare an, ca posesor de mașini, dau 6.700 de lei pentru drumuri și mai dau încă 6.500 de lei ca să cheltui pe benzină și pe piesele stricate, deci dau dublu, și mai pierd încă 13.000 de lei stând în mașina mea și nervându-mă când avem drumuri. Deci cam asta este business-ul care îl face Republica Moldova. Deci toată economia noastră este cel sărac plătește de 3 ori. Exact, nu plătim de 3 ori. Dăm 6.000 de lei la drumuri și 20.000 pierdem din cauza că nu avem drumuri. Asta am vrut să spun. Deci drumurile este unica afacere din economia națională care la un leu investit în drumuri îți aduce 2 lei înapoi. Deci dacă ai investit un leu în drumuri, tu economisești 2 lei în viitor. Pentru Republica Moldova, proposta în țările dezvoltate, e un leu investiț aduce 2. În Republica Moldova, un leu investiț aduce 8-3 lei. Asta vreau să înțeleagă autoritățile noastre. Drumurile nu este o distracție. Drumurile nu este absolut ceva, e o plăcere. Drumurile este o necesitate de dezvoltare economică. Țara noastră, sărăcie este generată nu doar de faptul că suntem sărași. Sărăcie este generată că noi banii, în loc să-i cheltuim pentru ce trebuie, cheltuim pentru ce nu trebuie. În loc să cheltuim banii pentru reparația drumului, noi cheltuim pentru ca să importăm produse petroliere. În loc să cheltuim banii pentru reparația drumului, noi cheltuim pentru importul de piese de mașini. În loc să cheltuim banii pentru reparația drumului, noi îi cheltuim pentru pastile care trebuie să le bem din cauza drumurilor noastre. Și ultimul grafic, și cu asta finalizez. Uitați-vă cât am alocat noi din produs intern brut pentru drumuri. Până în 2009, alocațiile noastre pentru drumuri erau la 0,3%. Ce înseamnă 0,3%? Exact banii ca să vopsești bordura de pe marginea drumului. Evident, cu așa alocații pentru drumuri, noi am distrus toată infrastructura noastră rutieră. Când vorbesc că noi trebuie să dăm un procent din produsul intern brut, eu vorbesc despre situația în care drumuri la tine sunt într-o stare bună și tu pur și simplu trebuie să întreții. Deci noi avem acele, deja, țineți minte, un 30% din drumuri buni. Deci dacă la noi toate drumurile din țară ar fi buni, noi am avea nevoie de un procent din produsul intern brut sau de 2,4 miliarde de lei anual pentru că aceste drumuri bune să le menținem să rămână bune. Iar celelalte drumuri care sunt foarte rele, 50%, tu îți mai trebuie încă un procent din produsul intern brut ca să le aduci la stare bună, astăzi deja 2%, și îți mai trebuie încă un procent din produsul intern brut ca să dezvolți rețeaua rutieră care la noi a rămas la fel după cum era 50 de ani urmă. Unde am ajuns? La 3% din produsul intern brut. Evident, noi acești bani noi avem. Uitați-vă, în anul 2013 noi am alocat pentru drumuri 1% din produsul intern brut, anul acesta tot 1%, dar există o diferență mare dintre procentul de atunci și procentul de acum. Ați spune, domnule, și 1% de atunci e mai bun ca 1% de acum. Răspunsul este unul foarte simplu. În 2013, acest 1% din produsul intern brut au mers, banii noștri au mers practic toți la întreținerea drumului. Iar dezvoltarea și reparația drumului stricate total au fost făcuți pe bani din granturi și din împrumuturile externe. Adică la procentul acesta s-a mai adăugat încă 1% pe care eu nu l-am pus în calcul, joia viitoare cred că îl punem.
În acest an, după jaful bancar, vedeți la noi, suma a scăzut, iar dacă vedeți că 0,36%, să știți că situația este similară cu cei de până în 2009, din ce cauză că jumătate din bani sau 0,3% mergea la întreținere, asta se ajunge doar pentru vopsitul bordurii, și 0,3% noi am început proiecte de dezvoltare de construcții de drumuri. De fapt, noi în prezent, în suma aceasta de 1%, nu intră bani pentru întreținerea drumului, dar intră și bani pentru dezvoltare sau construcția de drumuri, lucru care nu trebuie de făcut. Ce vreau să spun în concluzie? Din cauza că Republica Moldova are o rețea foarte proastă de drumuri, noi trebuie să alocăm anual circa 2% din produs intern brut pentru întreținerea lor, că de fapt 1% merge la întreținerea, 1% trebuie să meargă la restabilirea drumurilor care sunt într-o stare foarte proastă. 2. Noi avem nevoie de ce obținem cu 1% din produs intern brut ca să dezvoltăm rețele suplimentare de drumuri, că nu poți rămâi în secolul 21 cu 1 milion de unități de transport la aceeași infrastructură rutieră care era acum 50 de ani, și dacă nu facem acest lucru, uitați-vă, graficul se schimbă foarte rapid. Anul acesta pierderea este de 11 miliarde de lei. La anul va fi 15 miliarde de lei, iar peste un an va fi zero, știți în ce cauză? Că nu va mai rămâne nimeni în țară și nu vom avea ce pierde. Deci nu trebuie să permitem ca drumurile noastre să transforme în arătură unde poți semăna porumb. Drumurile trebuie să sunt un element cheie în dezvoltare și este elementul care îți permite productivitatea muncii, îți permite dezvoltarea economică, și cu asta finalizez. Atunci când vorbim despre polurile de dezvoltare, atunci când am creat rețeaua de zone economice libere, care era ideea noastră? Că ai un pol de dezvoltare într-un centru regional și poți aduce forță de muncă de pe distanță de 30 km. Am uitat să spunem un singur lucru. Poți aduce forță de muncă de pe distanță de 30 de km în condiția în care ai drumuri unde poate să deplaseze. Dacă n-ai drumuri, nu ai nici forță de muncă, gata să vină la o muncă chiar și la 30 de km. Asta am vrut să o spun pentru asta și încă o dată vă reamintesc. Astăzi doar am făcut o introducere în subiect, care împreună cu asociația drumarilor, de fapt, antreprenorilor drumari, cei care construiesc drumuri, joi viitoare vrem să dezbatem pe agenda națională de business acest subiect important, prin care să arătăm că drumurile trebuie să fie o prioritate națională, după cum a fost în majoritatea țărilor, drumarii vor veni cu toate detaliile, iar eu am considerat din partea mea să vin cu anumite cifre care mai mult ne afectează pe noi personal. Drumarii vor veni cu impactul asupra economiei, asupra faptului că nu se dezvoltă anumite ramuri economiei. Eu am vrut doar să arăt că eu, ca posesor de autoturism, dumneavoastră ca posesor de autoturism, în condiții medii, anual, plătiți pentru drumuri 6.000 de lei, și plătiți pentru lipsa de drumuri 20.000 de lei. Cam așa trăim. Vă mulțumesc și până data viitoare.